Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un nou invitat. Așa că îi spunem bun venit domnului Andrei Manea, economist, ITist și, bineînțeles, un prieten al emisiunii noastre. Andrei, bine ai revenit la noi în emisiune. Salut, Cătălin, mulțumesc mult pentru invitație. Calde salutări celor care ne urmăresc în această seară. Andrei, ne cunoaștem de foarte multă vreme. Am lucrat împreună și lucrăm împreună în tot ce înseamnă domeniul acesta al familiei, al educației copiilor, al promovării vieții. Și îmi permit ca în seara aceasta să te provoc la o nouă temă de discuție, și anume, am spus eu în mod generic, educație pentru familie versus educație sexuală. Din start pot spune că cele două concepte despre educație sunt două concepte care se bat cap în cap și o vedem asta în presă, o vedem asta în Parlamentul României, o vedem în social media. Practic, se duce o luptă acerbă în zilele acestea. Practic, această luptă a început cu ceva vreme înainte, a spune cu mulți ani înainte. Cu zeci de ani înainte, cel puțin în Europa de Vest. Cu zeci de ani înainte, dar în România această problemă a fost mai vizibilă anul trecut, în momentul în care Parlamentul României a decis ca elevii din România, copiii noștri, să aibă această materie care se numește educația pentru sănătate, educația sexuală, care de fapt, până la urmă, este un program de, a spune, emancipare sexuală a generației tinere. Bineînțeles, a urmat un amendament aprobat de Parlament, respins de către președintele României și, practic, în acest moment suntem în acest, să spunem, impas legislativ, când, din nou, legea s-a întors în Parlamentul României. A trebuit să fac această introducere tocmai pentru a-i ajuta pe telespectatorii noștri să înțeleagă discuția noastră. Așa, hai să vedem, Andrei, să o luăm cu începutul. Cum vezi tu tema aceasta a educației familiei versus educației sexuale? Este, într-adevăr, un subiect de dezbătut, aș putea spune, în societatea actuală. Pentru că e o temă de interes și, în primul rând, trebuie să fie o temă de interes pentru toți părinții din această țară. Ceea ce poate ar trebui un pic tot legat de introducerea pe care ai făcut-o, cum s-a ajuns la această dezbatere? Pentru că, din ce vedem, de la firul ierbii, să spunem așa, din partea părinților, nu există această dorință, nu e că s-au înregistrat niște petiții din partea părinților sau s-au văzut niște studii, da, sociologice foarte bine puse la punct, prin care această temă să fie adusă în atenția publicului. Nu, această temă a fost adusă în atenția publicului de către mass media cu o știre șoc, să spunem așa, faptul că România este pe locurile fruntașe în ceea ce privește numărul de mame adolescente care rămân gravide. România, într-adevăr, se află pe un loc nu știu dacă rușinos, dar este pe un loc 2, poate fi considerat un loc problematic, să spunem, un loc 2 în Europa în ceea ce privește numărul de mame minore. Însă, aceste date, ele trebuie contextualizate din punct de vedere sociologic, da? Pentru că pe lângă acest loc 2, trebuie să precizăm că tot România se află pe un loc 2 în ceea ce înseamnă sărăcie extremă în cazul copiilor. Este un loc greu și care are o influență directă. Cu cât gradul de sărăcie este mai mare, cu atât apariția acestui fenomen al mamelor minore gravide este mai mare. De asemenea, tot România, din nefericire, se află pe un loc în top 3 în ceea ce privește rata abandonului școlar. Foarte mulți copii, foarte mulți adolescenți, da, ajung să părăsească sistemul educațional și, practic, nu mai vin la școală. Mai există, de asemenea, alte aspecte sociologice care trebuie spuse. Se întrevede și o diferență de modele culturale. Sunt anumite comunități, etnii, da, care sau comunități în care există această practică a gravidității la vârste mai timpurii.
De asemenea, un alt aspect care ar trebui precizat se referă și la acest fenomen al disoluției familiale. Foarte mulți părinți au plecat la muncă în Occident, copiii au rămas singuri, nu sunt îndrumați din punct de vedere moral, ajung să părăsească câteodată școala și atunci iată că, de fapt, acest fenomen al mamelor minore este strâns legat de alte fenomene. Sărăcia extremă, abandonul școlar, probleme familiare majore, familii dezorganizate, alte modele culturale și atunci, în mod firesc, se naște întrebarea, vrei să vii și să aduci un tip de informație țintind, practic, acești copii care există o șansă foarte mare ca ei, de fapt, nu mai sunt în sistemul școlar. Deci, practic, informațiile pe care vrei să le transmiți acestor copii în școală, chiar dacă presupunem că ele ar fi bune, copiii nu sunt găsiți acolo. E o corelație foarte mare între lipsa de educație, educație generală, să spunem, și acest început prematur al vieții sexuale. Astfel încât măsurile sunt de fapt niște măsuri sistemice, ar trebui să urmărească creșterea nivelului de trai, eradicarea sărăciei, reducerea ratei de abandon școlar, copiii să fie incluși și să rămână în sistemul educațional până la finalizarea liceului. Este așadar, o consider o marotă, o falsă motivație pentru introducerea acestei materii. Când vorbim despre aspectul legislativ clar, ne ducem la ceea ce înseamnă normativizarea acestei educații atunci când ea devine obligatorie. Ce interesant de văzut e că anul trecut, din Parlament, legea a plecat cu o altă denumire. Era educație pentru sănătate. Și de asemenea a plecat cu necesitatea de a exista un acord, da, din partea părintelui ca copilul să intre în acel program. Nici măcar nu știm care sunt conținuturile acelui program, dar cel puțin prin titlul acestei materii și prin faptul că părintele putea să decide să nu își trimită copilul în cazul în care considera că tipul și nuanțele de informații care sunt prezentate acolo nu sunt în conformitate cu propria concepție despre modul cum ar trebui să-și educe copilul, acest lucru era posibil. Aici e un lucru extrem de greu de înțeles, pentru că din partea administrației prezidențiale a venit o solicitare și legea a fost atacată la CCR sub premisa că acest acord parental este împotriva interesului superior al copilului și, practic, părintele să nu mai poată decide dacă sau dacă nu își poate lăsa copilul la astfel de cursuri. Ceea ce este interesant este că Curtea Constituțională a decis că acest acord parental este în conformitate cu Constituția României, întrucât există articolul 29 aliniatul 6, care precizează și stipulează foarte clar dreptul părintelui de a-și educa copiii în conformitate cu propriul sistem de valori, a respins cererea administrației prezidențiale, însă această lege, da, neputând fi considerată neconstituțională, a fost întoarsă în Parlament. A fost întoarsă în Parlament, un Parlament care are o altă majoritate, să spunem, politică și trebuie să vedem acum ce se va întâmpla. Ea se află în dezbatere, în dezbaterile de la comisii și probabil în curând va intra în Parlament pentru a fi dezbătută și așteptăm totuși să vedem dacă deputații și senatorii acestei țări mai țin cont de dreptul părintelui până la urmă de a-și crește copilul în conformitate cu propriul sistem de valori. Și aici trebuie menținut un lucru foarte, foarte important, pentru că spuneam că aceste teme sunt aduse în spațiu public, iar niște eforturi și niște acțiuni cu o relevanță foarte mare sunt pur și simplu trecute sub tăcere. Acum câțiva ani, dacă nu mă înșel, acum un an sau doi ani, un ONG, Platforma Civică Împreună, a strâns semnătură olografă de la peste 300.000 de părinți care se opun intruziunii ideologiei de gen în educația copiilor prin intermediul școlii. Practic, peste 300.000 de părinți au semnat, da, n-au dat un click acolo pe un internet la o petiție online. Această petiție a fost trimisă,
alături de copii după aceste semnături la Ministerul Educației Naționale. Și e greu de înțeles de ce nu se ține totuși cont de o voință exprimată foarte clar și reprezentativă a părinților din România. Andrei, aș vrea să rămânem puțin la capitolul acesta, la acordul parental, pentru că este foarte grav ceea ce se întâmplă. Practic, copilul aparține familiei, aparține părinților și nu statului, deci statul încă nu poate să facă ce vrea cu copiii noștri. Da, scuze că te întrerup, nici măcar nu se pune o problemă de a aparține cuiva. Se tot încearcă să se portretizeze părinții români ca fiind niște oameni care practic sunt adepții palmei și bățului coborât, da, se portretizează, așa să spunem, mediul ăsta al familiei firești, naturale, da? Ca fiind tatăl abuziv. Tata abuziv, părinți lipsiți de interes pentru educația copiilor, încuiați medieval. Nu, nu este așa. Majoritatea părinților din societatea românească sunt oameni cu capul pe umeri. Și nu-mi imaginez că poate exista pe lumea asta cineva care să își dorească o evoluție mai frumoasă și o viață plină de bucurie și de împlinire pentru un copil mai mult decât proprii părinți. Nu cred, nu văd cum să poate exista cineva pe care să-l usture, să spunem așa, mai mult decât pe un părinte de copilul lui. Deci, acordul parental nu e un moft. Nu e un moft. Părintele cunoaște cel mai bine fiecare copil în parte, modul în care el se dezvoltă. Vârsta desigur, la care trebuie să afle anumite lucruri. Vârsta la care trebuie. Desigur, lucrurile astea nu pot fi decuplate și de sistemul educațional. Și putem ajunge și aici și putem vedea cum în sistemul educațional actual, în zona materiei de biologie, sunt reflectate aceste aspecte. Până ajungem acolo, Andrei, aș vrea să mai accentuăm ceva, și anume dubla măsură. Există ora de religie care mereu a fost discutată, criticată, blamată, s-a încercat eliminarea ei din curriculumul. Așa că pentru ora de religie, părintele trebuie să facă o cerere de înscriere. De ce oare nu se dorește ca și pentru ora aceasta părintele să opteze cu da sau nu dacă e de acord să, ca și copilului să facă o ora de educație sexuală sau nu? Este o dublă măsură, dar deși este o dublă măsură, pot să spun că am fost și eu implicat la momentul în care a apărut această necesitate a înscrierii copilului la ora de religie și ceea ce, într-un fel, partea bună a lucrurilor, să spunem așa, este procentul covârșitor de mare al părinților care au decis să își înscrie și să-și păstreze copiii la ora de religie. Peste 93% din părinții din România au semnat și își păstrează copiii la ora de religie, ceea ce înseamnă că aceste principii firești, naturale, morale, valori morale care sunt împărtășite prin această oră, i-au ajutat în viață și practic vor, da, să ducă mai departe, să împărtășească copiilor lor acest model de viață. Și da, este o dublă măsură. Este incorrect, da, faptul că nu se pune problema la ora de religie, trebuie să faci o cerere ca să faci ora de religie, da? Ar trebui ca cel puțin așa să se întâmple, să depui o cerere să faci aceste lucruri, foarte important, astfel încât părintele să poată și el verifica, dom'le, ce va învăța copilul ăla la școală, da? Ce e atât de complicat și de important și de un domeniu atât de vast că îți trebuie 12 clase să discuți și să dezbați această latură a existenței firești umane. Andrei, merge mai departe și îți aduc în față un alt argument din partea celor care promovează această educație sexuală în rândul copiilor, și anume se spune că această educație, acest tip de educație există în alte țări, în Europa, de foarte mulți ani și e deja validat, s-au văzut rezultatele, totul merge și e musai să fie implementat și la noi. Da, chiar am avut recent într-o emisiune pe aceeași temă, intervenție la Digi FM, în care spuneau, domnule, nu există, copiii nu sunt informați. Domnule, e o surpriză. Vă dau o veste. Deschideți manualul de clasa 7-a de biologie și deschideți manualul de clasa 11-a de biologie. Și veți afla
foarte multe informații legate de modificările hormonale la adolescenți, despre aparatul genital feminin, aparatul genital masculin, despre fiziologia organelor de reproducere, despre spermatozoid, despre ovul, despre actul reproducerii, despre sănătatea reproducerii, despre planning-ul familial, despre contracepție, despre sarcină, despre naștere, despre bolile cu transmitere sexuală. Deci cum poți să vii și să spui că inclusiv în zona școlară copiii nu sunt informați când toate aceste informații sunt prezente în manualele de biologie la diverse vârste la care practic copiii au nevoie, să spunem, de ele și sunt până la urmă niște informații firești. Deci practic nu putem spune că nu există informații. Realizatorii emisiunii de care îți vorbeam spunea: domnule, nu știu, că eu nu predeam la ora de biologie. Păi și ce să-ți fac, omule? Nu-i vina nimănui, da? Nu-i vina nimănui că tu, poate că eu nu mi-aduc aminte că nu dădeam, că nu eram. Uite-te în manual, da? Se poate, nu știu, specialiștii se pot pune în învățământ, se pot pune la masă. Dacă este necesar, eu știu, ca aceste informații, pastile de informații, firești, legate de fiziologia și de lucrurile firești biologice, să fie poate mai un pic punctate și la alte clase și să nu fie cumva poate comasate și concentrate doar într-o anumită perioadă. De asemenea, pot fi programe alternative foarte utile. Da? Se pot face programe despre traumele avortului, da? În care să li se explice adolescenților care sunt traumele produse de un avort, atât față de mamă cât și față de tată. Da? Pot fi programe despre riscurile promiscuității. Pot fi programe despre traumele psihologice produse de hărțuire, da? Și de acest cum să spun, proces de pozare și distribuire a unor filmulețe compromițătoare, da? Se pot vorbi despre rețelele de pedofilie și criminale, da? Cum sunt, vedem celebrele metode Loverboy, când adolescente diverse sunt atrase. Deci aici, într-adevăr, se poate pigmenta. Putem însă și aici este de fapt problema, pentru că se vine cu o obligativitate fără a ști ce se va introduce în aceste programe care se doresc a fi derulate de la o vârstă foarte fragedă până la liceu. Și atunci stăm și ne întrebăm și noi: dom'le, ce vor cuprinde aceste programe? Ca să vezi ce vor cuprinde aceste programe, te duci la niște recomandări internaționale. Exact, exact. Și te duci la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății, da? Organism la din care România este afiliată și pune în practic aceste recomandări, și te uiți și tu cu o curiozitate părintească, să spunem așa, care sunt informațiile adiționale și care sunt vârstele la care sunt introduse aceste informații adiționale. Mă încearcă o jenă firească să citesc din aceste programe. Totuși, trebuie să cităm, să dăm câteva exemple, pentru că altfel nu avem nicio șansă să-i conștientizăm pe telespectatorii noștri de gravitatea acestei inițiative legislative. Spuneam, nu este opțional, dacă devine lege, legea este obligatorie și va trebui respectată. Da. Între 0 și 4 ani, copilul trebuie să învețe despre masturbarea timpurie. Între 4 și 6 ani trebuie să accepte diversitatea. Între 6 și 9 ani trebuie să înțeleagă rolurile de gen, da, bărbat sau femeie, după cum dorește. Vedem că în prezent această ideologie de gen, în care bărbatul și femeia nu mai este un dat biologic, ci o alegere, este un curent care a acaparat aproape tot sistemul de învățământ în alte țări. Între 9 și 12 ani trebuie să vorbească despre prima experiență sexuală, despre plăcere, despre masturbare, despre orgasm. Între 12 și 15 ani deja trebuie să se bucure de sexualitate. Și peste 15 ani să facă acel coming out, da? Și să-și declare orientarea sexuală. Sunt lucruri care mie personal nu mi se par firești. Acum, cred că ar trebui să fie decizia fiecărui părinte, da? Sau să poată ca fiecare părinte să decidă dacă copilul lui e bine să fie supus, da, acestor informații și, foarte important, da, modul cum va fi supus, cum vor fi livrate
aceste interesant. Informații. Cum vom livra noi, cum se vor livra aceste informații, da? Copiilor, în manualul de biologie se transmit într-adevăr, într-o manieră științifică. Didactică, da? Profesor didactică, de biologie. Da, didactică și științifică, în care se prezintă, evident, și care sunt efectele unui act sexual, apariția copiilor. Da? Se spun aceste lucruri. Da? Dar asta spuneam la început, atâția ani de zile acest subiect dezbătut, cum va fi dezbătut el? De cine? De cum și de cine? Da, cum și de cine? Există tot așa o portretizare a părintelui român. Domnule, e încuiat, da? E un om încuiat, medieval, și e rușine să discute. Domnule, există așa o rușine și nu se discută cu copiii pe această temă. Rațiunea pentru care nu se discută pe această temă vine din însăși modul cum aceste relații, da, sunt denumite într-o terminologie firească. Ele sunt relații intime. Se numesc relații intime pentru că țin de intimitatea de cuplu. Sunt niște aspecte, cum să spun, foarte delicate, da? Sunt niște aspecte care într-o viziune firească țin exclusiv de relația de cuplu. Una e să-i transferi copilului niște informații biologice, da? Și alta este să o faci într-o manieră care depășește pragul biologicului. Îmi aduc aminte că acum ceva timp am văzut, s-a încercat un proiect pilot și într-o clasă de școală, există și pe internet, se pot găsi filmulețele, da? S-au adus materiale și erau copiii puși de școală primară să discute, era săracă o fetiță, citea, săracă, mă rog, eu personal n-aș putea să-mi las copilul să facă așa ceva, să citească dintr-o carte despre erecție. Nu văd logica, da? Nu faci decât să le distrugi pudoarea. Copiii au o pudoare naturală și o pudoare care îi protejează. Da? Această pudoare își are firesc cu ei, este naturală, este firească și îi protejează de eventualele abuzuri. Așa care este. Pot veni din fel și fel de locuri. Ei simt că această zonă este o zonă care ține de intimitate. Da? Și atunci cred că o educație de acest tip nu face să ducă decât să exacerbeze această cultură deja hipersexualizată, da? În mass media, în filme, în tot ceea ce vedem. În fapt că vorbeam de ce doar la noi a apărut acum această temă, pentru că pe noi de-abia acum ne atinge ceea ce Europa și alte state din alte continente au trăit, revoluția sexuală globală. Da? Andrei, aș vrea să nu plecăm de la acest subiect până nu discutăm puțin și despre educatorii care fac lucrul acesta sau care vor face lucrul acesta. Știm că cadrele didactice, fie că e diriginte, fie că știu, poate e profesorul de biologie sau altcineva, nu au pregătirea necesară pentru a face lucrul acesta, așa că de obicei, și știu că există deja această recomandare, ca aceste cursuri să se facă de către specialiști, să spunem, oameni care lucrează în diverse ONG-uri, care au anumită orientare și care de obicei vin și se oferă în mod voluntar cu programe care cuprind această metodă de educație. Cum ți se pare lucrul acesta? Tu ca părinte, având copiii la școală, nu ai posibilitatea de a interveni și de a controla cine vine să-ți învețe copilul, în afară de, bineînțeles, domnii profesori, doamnele profesoare, pe care tu, prin faptul că ai dus la școală, i-ai mandata să se ocupe de educația copiilor tăi. Acum vine cineva pe care nu-l cunoști, nu l-ai mandata vreodată și nici nu-l poți controla. Este într-adevăr un transfer de autoritate parentală de la părinți la școală, că tu-ți trimiți copilul la școală și spui... Du-te la școală. O facem în mod benevol. Da, du-te la școală pentru că acolo vei învăța lucruri bune pentru dezvoltarea. Un lucru absolut normal. Numai că această latură, da, a relațiilor intime conține o profundă componentă morală.
Și există, într-adevăr, o viziune total distinctă între viziunea aceasta progresistă, da? Și viziunea, nu știu să o numim firească, conservatoare, inspirată din, până la urmă, valorile iudeo-creștine. Chiar tradițională, da, dacă chiar... spunem, să știți că nu e greșit. Da, tradere, ce înseamnă? Vine de la tradere, că ai vine a da mai departe, da? Și ce dăm mai departe copiilor noștri? Ce e mai bun? Ce e mai bun? Că de aici vin tradițiile, adică rolul tradiției este că oamenii au făcut ceva, au văzut că acel ceva funcționează, produce efecte benefice și într-o manieră firească doresc să-l transmită mai departe următoarelor generații. Da? Și aici, într-adevăr, există un conflict, da? Pentru că varianta actuală progresistă vede în sexualitate un obiectiv în sine, pur și simplu obținerea plăcerii sexuale, da? Nu contează cu cine, cum, când, cum și în ce fel, ideea este să fie sigură. Aici se pune cumva accentul major, domne, copilul trebuie să învețe să se bucure de sexualitate și noi ceea ce trebuie să-l învățăm este să facă acest lucru într-o manieră sigură. Da? El să se bucure de acest aspect, dar să o facă într-o manieră sigură. Ori, în accepțiunea de care vorbeam, nu știu neapărat dacă conservatoare, firească, da? Vedem că în fapt, sexualitatea decuplată de relația de iubire și de fidelitate între parteneri nu produce efecte benefice pe termen lung. Deci pe termen lung nu produce efecte benefice. Relația fizică trebuie să fie subordonată relației spirituale, relației de iubire. Relația fizică este foarte importantă, dar este pe un plan secund. Prima și prima oară trebuie să primeze, da, relația de iubire între parteneri. Ea este cea care permite ca o relație de căsătorie să dureze 10, 15, 20, 30 până la sfârșitul vieții. Și, practic, copiii sunt învățați de mici sau, cum să spun, sunt induși și se spune că ăsta este un aspect foarte important, da? Ajung aproape să se instrumentalizeze în relația unul pe celălalt, da? Și această decuplare de relația firească de iubire sufletească produce traume. Deci produce traume. Efectele nu sunt pozitive, efectele sunt negative. Și ne întoarcem la cine va face educația. Păi trebuie să ne uităm un pic, din nefericire, tot în istoric în ceea ce s-a întâmplat. Am văzut cum o serie de adolescenți dintr-un liceu din București au fost încolonați, luați și duși la un film în care erau scene explicite de relații sexuale între persoane de același sex, sau putem să ne vedem la conferințe tot așa în care erau invitați liceeni și erau ținute de către o persoană transgender, da? Chiar la grădiniță, nu dacă știu, ne uităm. Da. Dacă în Occident, lucrurile au depășit uneori orice limită a firescului, deci această, cum să spun, idee că copilul la o vârstă fragedă, da, el de-abia e în stare să își poarte de grijă și să treacă strada, da, și cum să fie el în stare să-și aleagă genul, dacă este bărbat sau femeie. Copiii sunt în formare, sunt la o vârstă foarte fragedă, da, deci nu pot fi bombardați și supuși cu astfel de informații. Și aici cred că este foarte important și este esențial rolul formator al părintelui. Da? Părintele este cel care îi poate alăta, să spunem așa, copilului și adolescentului calea vieții. Da? Și care este până la urmă calea vieții, deși în aceste cultura actuală vrea să o ducă într-o desuetudine totală. Da? Calea vieții e calea iubirii. Da? Deci, practic, educația care trebuie făcută adolescenților este o educație în adolescență pentru o iubire curată. Da? Iubirea în adolescență este firească, este naturală și este benefic sufletului adolescentului. Da? Îi dă o
putere, îi dă o energie, dar ea trebuie păstrată în această zonă, până la o anumită vârstă, în această zonă spirituală, da? Cu cât relațiile pe care le are, da? Pentru că e firesc și e normal, începe căutarea celuilalt, da? Omul nu e făcut să fie singur. Așa este. Omul nu e făcut să fie singur. E firesc să-l cauți pe celălalt. Însă în momentul în care îl cauți în senzualitate, în momentul în care îl cauți în senzualitate, distrugi total profunzimea persoanei umane. Da? Pentru că îl reduci pe celălalt, practic, la un obiect. Și copiii vor avea, sau adolescenții care își încep această viață sexuală prematură, da? Ajung să, cum să spun, să-și consume practic relațiile foarte rapid. Ajung să se plictisească de celălalt pentru că nu-i mai văd dimensiunea personală, acel chip, nu? Chipul lui Dumnezeu în om, acea taină a persoanei. Da? Și atunci, de asta această libertate și această experimentare, da? Deși ea este posibilă, ei trebuie să știe foarte, foarte, foarte bine care sunt urmările ei. Care sunt urmările acestei alegeri? Da? Pentru că s-a dovedit, din punct de vedere sociologic, că începerea, cu cât mai devreme un adolescent își începe relațiile sexuale, da? Efectele nu sunt benefice. Deci efectele nu sunt benefice. Apare depresia, da? Uneori și multe alte, lipsa de concentrare, da? în asimilarea de informații în cadrul școlii, bulversarea, apar conflictele interioare, adolescenții se aruncă cumva în aceste relații, dar mult prea devreme, nu te poți arunca în mare înainte să știi să înnoți. Din acest motiv, canalizarea acestei energii firești, a acestei dorințe de uniune, să spunem așa, pe care o simte într-o manieră naturală adolescentul, ea trebuie și e benefic să se facă în direcția unei iubiri curate, da? Unei iubiri curate, unei iubiri spirituale, care este ea însăși o generatoare de forțe creatoare, da? în viața adolescenților. Chiar dacă, după cum bine știm, la vârsta de 14, 15, 16 ani, relațiile nu vor dura, e posibil să nu dureze, dar până la urmă ține un pic și de firescul vieții, de cunoașterea unei tipologii. Oamenii au personalități distincte, nu? Ne mai împrietenim, un băiat se împrietenește cu o fată, stau, își dau seama, se cunosc, își dau seama ce îi place, ce nu îi place, la modul cum se comportă persoana respectivă. Deci libertatea asta e la îndemâna tuturor. Dar e foarte important să vedem care sunt efectele alegerilor. Mai ales că e oricum să bombardați pe toate canalele, fie că vorbim de social media, fie că vorbim de inclusiv ceea ce văd pe stradă. La un moment dat reclame și alte lucruri sunt bombardați și sexualizarea aceasta, tot ce ne înconjoară, este atot prezentă. Adică eu mi-aduc aminte, deși au trecut mulți ani de când locuiam cu părinții, mi-am dat seama că ceva e în neregulă, deci mi-am dat seama că când, stând sâmbăta sau duminica și uitându-mă la tine, la un moment dat mi s-a făcut rușine să mai stau să mă uit cu părinții. Nu mai puteam, știi? Stau cu mama lângă mine și cu tata și oamenii aia la televizor. Nu? E jenant. E jenant. Deci problema nu este că nu au informații. Problema este că e mult prea mult. E mult prea mult. Și problema este că nu se vorbește absolut deloc, absolut deloc, despre valoarea castității premaritale. Așa este. Da? E dusă în desuetudine, știi? Deci deja e un concept. Și în familie este un subiect greu de dezbătut, sau cum să spun, această jenă de care spuneai tu este prezentă și la copii, este și la părinți. Se tratează subiectul acesta și de obicei copiii află multe informații din alte surse. Trebuie, e un echilibru care cumva trebuie păstrat, așa cum în viață o iubire dusă exclusiv într-o zonă spirituală nu își poate găsi sensul la o anumită vârstă și așa cum o relație dusă într-o zonă absolut fizică nu își poate găsi sensul
și nu e durabilă, așa și aici trebuie găsit un echilibru și cred că părintele până la urmă este cel care își dă seama, da, de stadiile de evoluție ale copilului și pe lângă informațiile care vin din mediul școlar, din mass media, din discuțiile pe care le mai are cu prietenii, da? El trebuie să fie atent la copil și să îi prezinte, da, într-o manieră firească, da, într-o manieră, într-un cadru intim, da, într-un cadru intim, el cu copilul, informațiile de care are nevoie, informațiile de care are nevoie la vârsta la care are nevoie. Da? Cu cât un adolescent crește, pentru că și aici se pune o problemă și vorbim despre această valoare a castității premaritale, da? Și se pune întrebarea, domnule, nu mai ca pe vremea bunicii. Am auzit de multe ori lucrul acesta. E o chestie foarte veche, nu se mai practică, așa era pe vremea bătrânilor noștri. E adevărat că nu mai suntem pe vremea bunicii, poate. Bunica se căsătorea poate la o vârstă mai mică, da? Se căsătorea mai repede, poate că bunica nu era supusă, eu știu, acestui aflux de informații, dar un lucru este cert. Da? Orice iubire la un moment dat se cere a fi unică. Omul hotărăște cumva, pentru că e în firea lucrurilor, să ia decizia să-și petreacă viața alături de soția sau de soțul ei. Și, într-adevăr, este și o altă realitate. Așa cum o iubire se cere unică, frumos este, da? Pentru că până la urmă, ce fac partenerii într-o relație? Nu? Se dăruiesc unul altuia, încearcă, e o relație de dăruire reciprocă, nu? Ca și această relație să fie și ea de dăruire, să fie unică. Își are valoarea ei acest element și, într-adevăr, o astfel de căsătorie pusă pe o astfel de bază își păstrează foarte mari, foarte mari șansele ca ea să fie o căsătorie durabilă, pentru că ajută foarte mult la un alt factor extrem de important în viața de cuplu, fidelitatea maritală. Da? Alt concept învechit. Alt concept învechit. Da? Cum poți tu să intri, dacă tu la adolescență experimentezi 10 și la un moment dat te căsătorești, nu? Ce o să faci? Dintr-o dată o să treci la o viață total opusă. Foarte greu. Plictisitoare. Da, foarte greu. Nu mai vorbim de, cum să spun, alunecările, pentru că uite de la industria pornografiei. Se vehiculează sume absolut halucinante. Da? Deci, practic, ce facem? Ajungem să creștem clienții acestei industrie, telespectatori pentru această industrie. Chiar am rămas halucinat când una dintre reprezentantele ONG-urilor de care vorbeai introdusese conceptul de pornografie educativă. Măi, fraților! Imaginația lor trece orice limită. Da, da, da. Și atunci ceea ce trebuie până la urmă să facem în relație cu copiii noștri, da, este să le spunem adevărul, să le spunem care sunt alegerile, care sunt efectele alegerilor lor, da? Care sunt efectele benefice, atât ale castității premaritale, cât și ale fidelității în căsătorie și până la urmă să-și ia propria decizie. Oricât am discutat despre subiectul acesta, trebuie să-l tratăm și din punct de vedere al familiei creștine. Suntem creștini, ne-am asumat această identitate, nu ne este jenă să spunem asta în public și mai mult să spunem că ne dorim ca ai noștri copii să aibă parte de educație în spiritul valorilor judeo-creștine. Au dispus-o și alții, inclusiv cei care promovează educația sexuală, spun și o fac fără nicio ezitare, aducând acuze că noi creștinii oferim doar interdicții, doar opreliști. Cum vezi? Păi, într-adevăr, suntem portretrizați așa ca un fel de Gigi Contra. Gigi Contra. Dom'le, orice zicem noi, voi ziceți că... Suntem împotrivă. Că suntem împotrivă. Suntem împotriva progresului. Da, și într-adevăr, există un... Exact, suntem împotriva progresului. Da, întrebarea este, progresul ăsta nu trebuie și el trecut prin filtrul rațiunii?
nu trebuie să te gândești, dom'le, până la urmă, progresezi. Adică, ce înseamnă că progresezi? Înseamnă că faci altceva. Dar acel altceva, ce efecte va avea într-un final? Da? Și, într-adevăr, este un conflict, să spunem așa, și din nefericire este un conflict inclusiv și zona asta, vedem că tot ceea ce înseamnă mass media, parcă e o decuplare totală între mine, tine, prietenii pe care îi mai am, colegii pe care îi mai am, ceea ce vedem că e firesc pentru copiii noștri și ceea ce se promovează cu atâta insistență în mass media. Rămâi așa un pic, parcă sunt două lumi paralele. Nu, creștinismul nu e un Gigi Contra. Și el propune o alternativă și propune o alternativă validată, viabilă, da? Care este alternativa pe care o propune creștinismul în acest domeniu? Da? Păi, în primul și în primul rând, pune într-o relație corectă cele două componente. Sexualitatea nu poate fi decuplată. Ea este subordonată relației de iubire dintre cei doi parteneri, relației de dăruire spirituală, de iubire spirituală dintre cei doi parteneri. Și, practic, asta vrem să ne învățăm și copiii. Da? Asta vrem să ne învățăm copiii în adolescență. Pe tot parcursul, da, creșterii lor, noi încercăm să le facem această educație pentru caracter. Ei înșiși trebuie să intre într-un antrenament, putem să spunem așa, moral și emoțional în cadrul adolescenței, prin relațiile de iubire curată pe care le au, da, cu o prietenă sau un prieten, cu unul sau poate cu mai mulți, da? Pentru că nu poți să ai pretenția că te-ai cunoscut la 14 ani și ăla ai ales inimii tale și o să te căsătorești. Nu știi unde te va duce viața, poate te vei întâlni peste un număr de ani. Da? Deci, practic, se validează această relație de prietenie, această relație de iubire curată și evident că la un anumit moment trebuie să iei o decizie, da? Să-ți alegi un om alături de care să-ți petreci viața și căruia să-i te dăruiești, nu? Și de care să te bucuri. Că acum, inclusiv în Biblie, nu zice, domnule, că cei doi se vor face un singur suflet. Un singur trup. Bineînțeles, deci, cu responsabilitățile de rigoare. Acest aspect este un aspect care, dacă nu este dezbătut nici în literatura creștină, da, cu efervescență, nu este dezbătut datorită unui motiv foarte întemeiat. Ține de o intimitate. Nu poți să intri cu bocancii într-o zonă atât de delicată și de sensibilă, da? A relațiilor interpersonale. Și dacă nu poți să intri cu bocancii în sufletul unui adult, atunci ce se va întâmpla când o să intri cu bocancii în sufletul unui copil? Rămânând în contextul acesta creștin conservator, urmează întrebarea, poate din partea unor telespectatori, o întrebare, aș spune, foarte validă. Când ar trebui să înceapă această educație în familie? Nu știu dacă se poate, e o vorbă, meseria de părinte e una dintre cele mai grele. Cea mai grea meserie, da? Și de mamă și mai grea. Da, da, da. Este foarte greu. Cred că un părinte care e apropiat de copilul său, da? Și care are o relație afectivă, da? Și aici lucrurile sunt complexe. E foarte greu să păstrezi în fața unui copil atât o autoritate, da? Cât și o relație afectivă foarte deschisă, astfel încât el să vină la tine și să îți spună. Da? Poți să fii prieten, dar nu foarte prieten, pentru că atunci îți pierzi autoritatea și e important ca totul să rămâne. De asta e o meserie grea, meseria de părinte, pentru că trebuie să ai înțelepciunea și puterea să găsești un echilibru în stabilirea unor limite, dar în același timp copilul să rămână legat afectiv la sufletul tău, da? Să te simtă aproape, să simtă că îi oferi o iubire necondiționată. Da, afectivitate, prietenie și autoritate. Da, sunt concepte care nu sunt ușor de îmbinat. Și de asta părintele practic este cel care reușește să vadă la fiecare copil, da, momentul în care trebuie să vină cu niște informații. Este evident că
chiar dacă copilul nu vine cu niște informații, nu vine cu solicitări. În cazul meu, spre exemplu, au existat solicitări directe, deci au existat întrebări. Da? Acela lucru pot să spun și eu. Da, copiii pun întrebări și trebuie să le răspunzi. Da? Evident că trebuie să găsești maniera delicată în care să le răspunzi și să nu ajungi să apelezi la pornografie educativă. Este absolut șocant acest concept. Da? Mai ales că unii copii sunt deja expuși prin diverse locuri, știu eu, chiar în grupul de prieteni și la un moment dat te trezești că nu știu ce zice acasă și trebuie să încerci să-i explici, da, așa, dar poate nu era fie nici pregătit. Fie copilul vine către tine, fie tu trebuie să ai o responsabilitate, să știi că el la anumite vârste trece prin niște schimbări fiziologice firești, da? Și să îi spui cu o naturalețe, da? Ce se întâmplă cu organismul lui, cu ceea ce se întâmplă în mod firesc în viața fiecărui, în fiecărui om. Însă, nu știu dacă neapărat greutatea, accentul trebuie pus pe formarea caracterului. Da? Și în cazul adolescenților, cred că accentul trebuie pus pe această relație de iubire, de dragoste curată, da? Generatoare de bucurie și de energie, da? Care păstrată în această logică îi ajută să aibă și niște performanțe educaționale foarte bune. Deci îi ajută să aibă performanțe educaționale foarte bune. În momentul în care latura asta a sexualității, da, devine un centru de interes pentru ei, da, lucrurile nu iau pe o cale bună. Andrei, îți mulțumesc foarte mult pentru emisiunea din seara aceasta. A fost o onoare să stăm de vorbă. Îți mulțumesc pentru conținutul bogat, da, foarte bine pus la punct și îți urez mult succes în activitatea ta de părinte și apoi de un luptător al adevărului, un luptător pentru familie, pentru educația copilor și apoi ești un mare luptător pentru viață. Dumnezeu să te binecuvânteze. Da, eu îți mulțumesc pentru invitație. A fost o bucurie să ne revedem și calde salutări și multe gânduri bune și celor care ne-au urmărit în această seară. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, vă spunem la revedere!